Elevii din satul Roșcani au început semestrul al doilea al anului școlar în casă nouă. Prin efortul administrației locale din orașul Liteni, școala din satul Roșcani a fost reabilitată și modernizată. Investiția desfășurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală a cuprins modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea școlii din Roșcani, aceasta devenind o unitate de învățământ modernizată la standarde europene. Valoarea lucrărilor efectuate se ridică la 2 milioane de lei. Inaugurarea școlii a fost făcută printr-o slujbă de sfințire la care au participat un sobor de preoți, oficialități locale și județene, profesori și elevi. Directorul unității de învățământ, Alina Manolache, a mulțumit primarului, consilierilor locali, dar și cadrelor didactice pentru implicarea în derularea acestei investiții. Pentru noi, pentru comunitatea noastră și pentru toți cei care suntem astăzi aici, este o zi mare. Un lucru măreț, care nu până de mult părea a fi foarte departe pentru realizarea lui. Vreau să salut de la început prezența și să le mulțumesc tuturor celor care sunt aici, prezența în mijlocul nostru, din partea Consiliului Județean Suceava, domnul vicepreședinte Niță, domnul senator Cadariu, din partea primăriei orașului Liteni, domnul primar și mulțumiri alese tuturor membrilor Consiliului Local, care ne-au susținut în demararea și în păptuirea acestui lucru. Totodată vreau să le mulțumesc colegilor mei, cadrele didactice, care ne-au susținut, ne-au sprijinit și ne-au oferit tot efortul dumnealor. Vreau să mulțumesc poliției orașului Liteni, reprezentată astăzi aici de domnul comandant Marcel Onofrei. Și mi-am permis să invit și să fie astăzi în centrul nostru, în mijlocul nostru, toți acei care de-a lungul timpului au sfințit școala și acest loc. Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisi, a declarat că unitatea de învățământ avea nevoie de această modernizare, chiar dacă acest lucru a presupus mutarea elevilor în alte școli. Salut și eu prezența reprezentantului Consiliului Județean și vreau să-i mulțumesc personal domnului președinte Flutur, care personal a fost aici și a monitorizat această investiție și m-a sprijinit. Mulțumesc domnului vicepreședinte Niță că și-a găsit timp și astăzi a venit. Domnul președinte, din motive obiective, n-a putut ajunge, dar o să vă transmit un salut domnului vicepreședinte Niță, salut prezența domnului senator Cadariu, salut prezența domnului inspector al Inspectoratului Școlar Anuței. Spunea părintele la început, îi spuneam că a venit domnul vicepreședinte Niță, domnul senator Cadariu, părintele va să le spuneți de la cumor, David, aducem cumorul la Liteni. Și vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp. Așa cum spunea și doamna director, este o investiție de suflet a ei, dar este și a mea, pentru că eu mi-am propus și mi-am promis așa că o să încerc să fac tot ce îmi stă putință ca tot ceea ce înseamnă actul de învățământ la Liteni să poarte o amprentă cât mai bună. Și mă bucur pentru profesorii de aici, toate cadrele didactice de la Roșcani, pentru că s-au întors acasă la ei. Mă bucur pentru copiii de aici, mă bucur pentru părinții de aici. A fost o perioadă așa un pic, poate mai, să zicem, mai complicată, în care i-am luat cu microbuzul și i-am dus la Liteni. Dar vedeți, dumneavoastră, cred că totul s-a meritat și astăzi, într-o perioadă relativ scurtă de când i-am transportat la Liteni, ne-am mutat în casă nouă. Așa cum spunea doamna director, vreau să le mulțumesc și eu, în primul rând, Consiliul Local, tuturor consilierilor locali, colegilor mei din primăria orașului Liteni, domnului secretar, domnului Tănase Vasilică, domnului viceprimar, care împreună cu doamna director și cu colegii dumnealor, și mulțumesc tuturor colegilor mei din primărie, pentru că singur nu aș fi putut reuși nimic. Împreună așa am făcut un tot și ca dovadă vedeți că lucrurile într-o perioadă relativ scurtă
a revenit aici acasă. La inaugurare au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, și senatorul PNL, Daniel Cadariu. Bine ai venit an 2020, că ai adus un locaș frumos de educație și asta trebuie să îi felicităm pe cei care au pus umărul la acest proiect, un proiect de dezvoltare locală. Felicităm primarul și împreună cu Consiliul Local pentru că fac lucruri frumoase în acest oraș al dumneavoastră. Și dragii mei, profesori, ce vreau să vă spun? Că să faceți o educație cu dragoste, cu răbdare, cu bunătate. Pentru că educația făcută de dumneavoastră, de profesori, de învățători, de educatori, nu este altceva decât e ceva care natura a creat și dumneavoastră îndreptați. Și în momentul când o să aveți răbdare cu acești elevi ai dumneavoastră, să știți că răbdarea este ca un arbore care are rădăcina mare, dar fructele sunt dulci. Bunătatea este fondul sufletelor alese și când spun asta, să știți că bunătatea unui om este mai apreciată decât corectitudinea. Dragii mei, copilul se spune că nu este un vas în care trebuie să dormi mâncare, ci este o candelă care trebuie să ardă permanent și niciodată să nu se stingă. Țineți cont de acest lucru și să vă mai spun că învățătura îți dă lumină, dar nu te poți înălța decât prin caracter. Țineți cont la ceea ce v-am spus, că sunt niște lucruri, niște cuvinte alese care ajută foarte mult la educație. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, domnul primar. Într-un fel mă simt ca acasă. Las la o parte faptul că am origine aici, în apropiere, la Dolhești, dar începând cu anul 2008, de când eram vicepreședinte la Consiliul Județean, așa cum este domnul Niță acum, am tot fost prezent în localitatea dumneavoastră și am constatat lucrurile minunate făcute de echipa din primărie în frunte cu domnul primar. Mi-aduc aminte că am acum vreo 4 ani și ceva, participam la inaugurarea lucrărilor de la liceu. Da. E drept, la vremea respectivă nu aveam funcție, dar nu asta contează, ci faptul că există o legătură, până la urmă, sufletească între mine și această localitate. Ăsta e motivul pentru care, măcar de aici încolo, cred că e cazul să facem eforturi să îl ajutăm pe domnul primar și echipa din primărie să facă și mai multe lucruri la dumneavoastră. Chiar dacă, în ceea ce privește învățământul, văd că se întâmplă lucruri bune, și e o primă premisă pentru a motiva oamenii să rămână aici, pentru a duce la capăt acest demers, trebuie mult mai mult. Veneam acum dinspre Suceava și văd cum arată drumul județean. Din păcate, blocat de vreo 3 ani de zile, o investiție foarte mare. Sunt convins că anul ăsta vor începe lucrările și acolo. Și nu o spun întâmplător, ca lucrurile să fie bune într-o localitate și mai ales într-un oraș, cum e cazul la dumneavoastră, trebuie să ai posibilitatea să ai locuri de muncă pentru oameni să-i motivezi să rămână aici. Primul lucru care asigură acest fapt sunt drumurile, care să dea șansa oamenilor să poată, celor cu bani, să vină și să investească aici. Una cu alta, felicit primăria din nou, îl felicit pe domnul primar, transmit felicitările și aprecierile domnului ministru, deputatul Bogdan Gheorghiu, colegul meu, care cumva răspunde de această zonă, dar evident, noua funcție îl reține la București, asta nu înseamnă că nu este alături de dumneavoastră și cu siguranță, din postura dumnealui, va face tot ceea ce va putea să ajute primăria și pe domnul primar și, într-un final, pe dumneavoastră. Vă mulțumesc și felicitări!